Mulți dintre noi folosim picăturile pentru desfundat nasul, mai ales în sezonul gripei, însă experții vin cu noi atenționări în cazul utilizării acestui tratament. Specialiștii au descoperit un efect secundar asupra creierului, foarte rar, însă cu potențial grav în cazul utilizării acestei soluții. Soluțiile care ajută la desfundarea căilor nazale și care conțin pseudoefedrină sunt în curs de revizuire, deoarece pot provoca contractarea sau spasmul vaselor care alimentează creierul, reducând fluxul sanguin. Îngrijorarea constă în faptul că acest lucru ar putea duce la convulsii și chiar la un accident vascular cerebral. Cu toate acestea, autoritățile de reglementare a medicamentelor subliniază că probabilitatea ca acest lucru să se întâmple este extrem de scăzută. Produsele includ deja avertismente cu privire la riscurile rare de pe prospectele cu informații pentru pacienți care vin împreună cu medicamentele, precum și reacții adverse mai frecvente, cum ar fi durerile de cap și amețeli. Medicamentul poate ajuta la curățarea căilor respiratorii blocate și la reducerea congestiei prin acțiunea sa asupra vaselor de sânge din nas. Examinarea pseudoefedrinei la nivelul regatului unit a fost inițiată după ce autoritățile de reglementare din Franța au alertat Autoritatea Europeană de Reglementare a Medicamentelor, care efectuează de asemenea o analiză despre unele cazuri rare. Experții vor analiza două afecțiuni ale vaselor de sânge ale creierului, și anume sindromul de encefalopatie reversibilă posterioară și sindromul de vasoconstricție cerebrală reversibilă. Acesta poate provoca dureri de cap bruște și severe, care se repetă adesea pe o perioadă de câteva zile până la câteva săptămâni.